familia asta. Ce faceți, fetelor? Dă suzetă la mame. Nu dați pe suzetă. Uh-huh. V-ați trezit cu chef de treabă? Vreau să nu-i dai în ochi. Așteaptă ca să dea și după aia te bagi. Ce stai ca la poză? Stai așa, drept? Opa, vezi că o dai. Vezi că o dai în floare. Deci nu stai la prins părul. Nu-ți place cu părul prins? Nu. Frumoasă, frumoasă. Ești frumoasă. Ce-i aici? Ce-i aici? Nu știu ce are. Ce-i asta? Ce-i asta? Deci măzgării are. Aici! Aici! Bravo, fetelor, sunteți foarte harnice. De acum am ajutor în casă, nu? Bună dimineața! M-am gândit să filmez și astăzi, chiar dacă am postat video aseară. Am zis să filmez în perioada asta mai mult. După cum vedeți, m-am aranjat și un pic. Adică, nu știu, am avut chef așa să mă aranjez și eu un pic în dimineața asta. Că câteodată n-am chef nici să mă pieptăn, dar păi să mă mai machiez. Și acum le fac la fete micul dejun. Am primit ordin, să zicem așa, să le fac omletă, cum zice Maria, cum zice Antonia, muletă. E așa, îi zice muletă. Mi l-am băut. Am să le fac acum lor să mănânce. Ceva la micul dejun, fac omletă cu niște roșii, cu casaveți. Omletă simplă vor ele, nu le place cu șuncă înăuntru sau altceva, doar așa simplă, și am să le pun un pic de parmezan pe deasupra și cam asta vom servi la micul dejun. Facem acum papaua, da? Lăptic! Poftim, lăpticul. Dar de ce trebuie să țări? Nu poți să vorbești cu mor. Maria cu lăpticul. Dar nu știi să vorbească frumos. Ia ții cu lăptic. Gata și micul dejun. Am făcut aici omletă. Am pus un pic de parmezan înăuntru. Roșii și ardei capia. Poftă bună, Maria. Poftă bună, Antonia. O să fac mâncare, fac niște șnițele și aici am fiert cartofi tot cu coajă, îi las să răcească, după îi curăț și am să pun unt peste ei și pătrunjel. Și asta vom mânca noi, cartofi natur cu șnițel la prânz. Mi-a luat Sebi zilele astea asta pentru brioșe, compoziția pentru brioșe. Dar eu am să fac în seara asta la fete. Și aici scrie că am nevoie de 125 mg de ulei de soare-soarelu. 75 ml de lapte sau o apă și 2 ouă. Dar eu în loc de ulei voi pune unt. Și mă apuc să le fac. I don't want a little puppy. I
ieșit brioșele. Au crescut fain. Și miroase bine. Sper să fie și bune la gust. Neața! Noi am fost la grădi. Și Maria stă aici ca bosul, învălită. E fain să stai așa? Da. Bravo. Și noi mergem acum acasă. Hai să mergem. Ce faci acolo, Maria? Ce vrei, Maria? Aici. Ai răbdare, că-ți dau. Și acum sunt cu Maria pe aici. Am treabă. Am destrâns haine de pe aici, că mi-am pus aseară pe calorifer. Mi-am pus hainele să se usuce, că nu se mai usucă. Și mi-am băgat și uscătorul de rufe în casă, lângă calorifer, să se usuce toate. Și am numai haine pe aici, prin sufragerie. Și trebuie să schimb și lenjerie la pat, să strâng hainele, să... Dar n-am niciun chef. Nu știu, am băut cafeaua și m-am pus aici pe canapea, parcă nu am pornire. Nu pot să mă ridic de aici. Am zile din astea când mă ia așa câte o slăbiciune. Mai ales acum de când sunt însărcinată. Maria, stai cu minte că îi te lovești. Mă ridic eu să mă dau la treabă imediat. Că, na, trebuie. Nu putem să stăm. Că nu avem cum, când ai copii, cer de mâncare, trebuie să strângi în urma lor. Cam așa e viața de mămică. Nu-mi rupe floarea. Și Maria a început cu chestii. E făcut curățenie prin toate dulapurile. În dulapuri de la bucătărie vreau să-mi fac, să organizez mai bine pe acolo, să șterg toate dulapurile. Acolo e mai greu la mobila din bucătărie, că trebuie să scot toate paharele, toate farfuriile, toate condimentele. Dar trebuie să mă ocup într-o zi doar de partea de bucătărie. Am început de ieri. Ieri mi-am făcut în debara. Mi-am făcut curățenie în debara. În debara am scăpat. Mi-am făcut de sus până jos tot ordine. Și acum nu știu cu care să încep. Cu dulapurile de haine sau cu mobila din bucătărie sau cu mobila din sufragerie. Dar plecat să fac în sufragerie astăzi prin dulapurile astea de la mobilă. Da, și ușor-ușor să le fac eu. Și din luna decembrie vreau să încep să decorez pe aici. Să, înainte de Moș Nicolae voi face bradul. Da, trebuie să mai merg și prin magazine să mai cumpăr câteva decorațiuni. Câteva globuri, că anul ăsta vreau să fac bradul doar din două culori. Dar anul ăsta vreau să-l fac doar alb și roșu. Și trebuie să-mi cumpăr globuri albe, că nu am globuri albe deloc, că roșii mai am. Da, și să-mi pun instalații pe aici, prin geamuri, prin... O să vedeți voi cam să filmez când fac chestia asta. Și când se trezește... Vezi că ai să cazi, Maria! Caz. Când se trezește, Sebi trebuie să mergem și la magazin, că nu prea mai avem nimic prin casă. Adică nici pâine, nici ulei, s-au terminat cam toate. Ce? Vezi, nu caz. Da, și cred că am vorbit destul. Mă dau la treabă.
venit să o luăm pe Antonia de la grădiniță, s-a dus Sebi să o ia. Iar după ce o luăm pe Antonia, mergem la magazin, la Lidl, să luăm ceva de mâncare. Dragilor, este seară, iar eu nu am mai filmat nimic de la amiază, de când am fost la cumpărături. Am fost la cumpărături, am venit acasă, dar nu am mai filmat cumpărăturile, deoarece sunt cam aceleași alimente și am zis să nu vă plictisesc cu cumpărăturile mele, așa că le-am pus la loc. Am făcut ceva rapid să mâncăm, am făcut niște hot dog din ala la cuptor. N-am mai filmat nici când am făcut hot dog-ul ăla, când m-am... Nu m-am simțit atât de bine și nu prea aveam chef să mai filmez. Și acum este seară. Da, o de este... ce hot-dog? De ce ăștia? Da, este 7 ceasul, iar noi suntem deja în pijamale. M-am venit. Ne-am făcut duș, ne-am făcut și la fete duș. Se face mai de acolo. Mai cum e. Stai să spălăm mărul, da? Și acum vreau să fac o salată de fructe, să mâncăm în țara asta, că nu mai fac mâncare. Mâncăm o salată de fructe. Și și salata noastră de fructe. Am pus un pic de frișcă pe deasupra și niște bombonele la fete. Bună dimineața!
Eu am pregătit micul dejun. Fetele au vrut iarăși omletă. M-au înnebunit cu omleta. Și de data asta am făcut omletă cu niște cremuști, măsline și salată. Am făcut așa o salată din mozzarella și roșii. Am pus sare, piper și un pic de ulei. Și asta vom mânca noi la micul dejun. Lui Antonia nu i-am pus măsline, că ea nu mănâncă măsline. Nu-i plac. Just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day moves over. Trebuie mâncare. Așa că am să pun la cuptor. Am să pun la cuptor o pulpă de asta de curcan, de care am mai făcut eu. Și voi face niște cartofi înăbușiți, adică mai mult fierți decât prăjiți, și cu murături. Cam asta voi face. Trebuie și mâncare la amiază, nu? Fac o curățenie, dar mâncare cine face?
aici am curățat cartofii, am tăiat. Vreau să fac cartofi înăbușiți. Puneți un pic de ulei, le spun celor care nu știu. Poate sunt persoane care nu știu să facă cartofi din ăștia. Puneți un pic de ulei. Dacă vreți să puneți și ceapă, puneți o ceapă la călit, dar eu nu pun ceapă pentru că mi-e rău după, dacă pun ceapă călită. Dar dacă vreți, puteți să căli o ceapă în uleiul ăsta și după turnați cartofii peste. Pune acolo, nu pune mâna cu frige. Așa, după ce ați pus cartofii, puneți apă. Acum voi pune un pic de apă peste. Cam atâta apă, nu trebuie să acoperiți cartofii. Acum punem și sare, piper sau ce condimente vreți voi să folosiți. Eu am să pun doar sare și piper. Lasă aici piperul, că nu-i voie. Șapte. Megazin. Amestecăm un pic condimentele. Și punem capacul. Stai cu minte. Punem capacul și lăsăm așa până se fac, până scade apa. Și mâncarea. Așa arată cartofii. Abur. Mi s-a aburit camera. Așa trebuie să arate cartofi, deci scăzuți. Și gata și cărnița. Arată foarte bine. S-a rumenit. Ia uitați câtă grăsime a lăsat. De asta nu trebuie să puneți ulei, că ea este destul de grasă. Gata și popica. Cărniță cu cartofi și aici avem murături puse de mine. Poftă bună, Maria! Nu toate mici. Maria a fost prima care a venit la masă. Ți-i foame tare? Mm-hmm. E bun? Mm-hmm. Bravo! Dă un pup aici. Am venit să o ocol pe Măriuța. Faci nani, Maria? Faci nani? Nu? Yeah. Ia. Da, am să o ocol pe Măriuța și... Nu știu. M-aș culca și eu cu tare mi-e somn. Mă simt așa moleșită. Mi-am făcut curățenie pe aici, dar mai am de spălat pe jos. Și de întins o mașină de haine. Am mâncat și noi și după masă știți cum e. De cam e așa moleșania. Stai cu minte, Maria. Și nu știu ce am filmat zilele astea, că am filmat așa de haotic. Dar sper să am de un vlog și să mă pun acum să editez, să postez vlogul. Nu pot mai face nimic interesant în seara asta, adică vreau să-mi termin ce mai am de terminat pe aici curățenia. Și după vom sta la televizor. Vă doresc un weekend frumos. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!